Fac repede astăzi o salată de orez, am fiert orezul, e un orez special pentru salata asta. Pun ardei roșu, verde și ceapă, am tăiat. Aici am boabe de porumb, am câteva boabe de mazăre, punem sare, sare, piper sau ce condimente vă place vouă și eu să-i pun caracatiță. Dacă nu vreți să-i puneți, sau puteți pune piept de pui, piept de curcan, piept de sau orice altfel de carne. Eu o să-i pun de ăsta caracatița și eu o bag la frigider până la amiază. Super bună! Vă pup, o zi faină! Fac o mâncare de post astăzi, așa cu legume. Am tăiat aici o jumătate de varză, un dovlecel, l-am tăiat așa în cubulețe și am aici 400 de grame de fasole. A mea este fiartă, puteți să puneți și de la borcan. O să pun 2 foi de dafin, un pic de boia dulce, piper, ardeiul o să-l tai mărunt și pastă de tomate. Cine poate mânca, să pună și usturoi, că este foarte bun. Varza se prăjește, așa am pus un pic de ulei și se prăjește la foc mare, câteva 10 minute. Am pus dovlecelul, am pus foile de dafin, sare, piper și boia. Și acum amestecăm așa din când în când să nu se ardă, nu pun apă, să se călească așa ușor. După ce s-a călit dovlecelul, am pus fasole, am pus piper, cimbru, mărar și 3 linguri de pastă de roșii. Amestecăm și mai lăsăm așa 10 minute la foc mic. Și gata mâncărica de post. O fi bunătatea de pe lume?